Biblia are 66 de cărți. 39 dintre ele compun Vechiul Testament. Una dintre cărțile Vechiului Testament, Eclesiastul, este scrisă de Solomon, despre care Dumnezeu a spus că este cel mai înțelept om de pe pământ. În această carte, Solomon încearcă să răspundă la întrebarea care este sensul vieții. Și o parte a răspunsului său este: viața nu are niciun rost în absența lui Dumnezeu. Viața fără Dumnezeu pare frumoasă în tinerețe, când omul se simte liber să facă ce îi place, chiar dacă ceea ce îi place este urât sau frumos. Însă anii trec și omul se satură de păcat și de nebunie și începe să se simtă dat în urmărire generală de Dumnezeu, urmărit de justiția lui pe care a ofensat-o, de sfințenia lui pe care a ofensat-o. De aceea Solomon, ca unul care a avut 700 de soții și 300 de țiitoare, de îngrijitoare, care a avut lux, bogăție și care s-a bucurat de toate oportunitățile de care se poate bucura un muritor, spre sfârșitul vieții și-a dat seama de nebunia din viața lui și a spus: teme-te de Dumnezeu, păzește poruncile lui, pentru că aceasta e datoria fiecărui om. A fiecărui om, indiferent de înălțime, indiferent de situația lui socială, economică, aceasta e datoria fiecărui om. Apoi, viața nu are rost în absența lui astăzi. Ieri și mâine nu sunt soluții pentru fericire, ci pentru nefericire. Sunt oameni care trăiesc în trecut și aduc aminte de cine au fost ei cândva. Astăzi nu mai sunt, dar au fost cândva. Și ei se duc în trecut până la nivelul la care au fost cineva și rămân acolo. Alții, pentru că n-au fost cineva în trecut și nu sunt nici în prezent, ei visează că sunt cineva în viitor. Și atunci se duc în viitor, însă și unii și alții sunt absenți în prezent. De fapt, singurul timp pe care noi îl avem este prezentul. Nimeni nu poate să intre în trecut, el este încuiat și cheia a fost aruncată în ocean. Se zice că într-o localitate s-a mutat un evreu care și-a deschis o prăvălie. Și evreul a scris pe geamul mare de la intrare: cine cumpără astăzi cu bani, mâine cumpără fără bani. În ziua deschiderii, oamenii au tăbărât în prăvălie și au cumpărat aproape totul. A doua zi, mare aglomerație la ușa prăvăliei. Evreul s-a trezit, a ieșit în față și mirat i-a întrebat: oameni buni, ce-i cu voi? Și ei au spus: jupâne, deschide ușile pentru că vrem să intrăm să luăm pe gratis. Pe gratis? S-a întrebat evreul. Da. Dar cum pe gratis? Păi potrivit înțelegerii. Care înțelegere? Și ei au spus: o, te faci că ai uitat, bine că este scris pe geam, că altfel înțelegem că nu ai de gând să recunoști. Dar ia citiți ce scrie pe geam, i-a invitat evreul. Și unul mai îndrăzneț a început să citească: cine cumpără astăzi cu bani, mâine cumpără fără bani. Ce se întâmplase de fapt? Ei au venit astăzi, nu mâine. De fapt, când punem piciorul în mâine, el devine astăzi. Niciunul dintre noi nu moare mâine, niciunul dintre noi nu mănâncă mâine. De fiecare dată murim astăzi, de fiecare dată mâncăm astăzi. Este o mare nebunie să neglijăm ziua pe care o avem astăzi, sperând într-o zi mai bună ieri sau mâine. Cartea Eclesiastul ne învață că viața nu are rost în absența lui Dumnezeu, nu are rost în absența lui mâine și nu are rost în absența convertirii. Convertirea este un termen care la origine vine din limba greacă, metanoia, care înseamnă schimbarea minții, și se referă la orice schimbare, la orice transformare. Atunci când vorbim într-un limbaj religios cu referire la spiritualitate sau la religie, convertire înseamnă trecerea de la o mentalitate despre lume și viață, de la o paradigmă la o altă paradigmă. În cartea aceasta, împăratul Solomon scrie foarte multe lucruri, însă cuvântul cheie este deșertăciune. Și inutilitatea căutării fericirii cu metode păcătoase este gândul central al cărții. El spune: oamenii prețuiesc multe lucruri, și începe să dea exemplu și la sfârșit spune: și asta este deșertăciune. Până la urmă, aproape toate lucrurile de pe pământ sunt deșertăciune.
Oamenii se satură și de bogăție și de bani și de mașini luxoase și de femei și de mâncare și de băutură. Până la urmă totul este deșertăciune. Nu am intenția să devin un fatalist. Vreau doar să spun că atunci când ne întrebăm care este sensul vieții, acceptăm faptul că viața nu are sens fără Dumnezeu, nu are sens fără bucuria de a te bucura de viața astăzi și nu are sens în absența convertirii. Convertirea este schimbarea pe care un om o face cu privire la experiențele pe care le are. Sau, cu alte cuvinte, convertirea este reacția omului la experiențele pe care le are. Cel mai bun dascăl al unui om este experiența. Ea ne constrânge să învățăm ceea ce am refuzat să acceptăm la nivel de sfat. Din experiența personală învățăm cu toții cel mai mult. Ce înseamnă să înveți din experiență personală? Înseamnă să reacționezi la ceva ce ți s-a întâmplat. Trecând prin viață, învățăm că Dumnezeu există, învățăm că ne-am îndepărtat prea tare de El, că ne-am investit viața în lucruri care nu folosesc, învățăm că plăcerile de ieri noapte când am fost infidel față de tovarășul de viață sau față de altă formă de prietenie sau responsabilitate nu s-a meritat și am rămas doar cu vinovăția, și atunci ne dăm seama că sensul vieții înseamnă să îl avem pe Dumnezeu, să ne bucurăm de ziua de astăzi și să ne schimbăm, pentru că nu știm dacă ziua de mâine mai este a noastră. Acesta este sensul.